În timp ce mii de săverine nu mai reușesc să-și plătească facturile la energie termică, furnizorul de căldură al orașului a primit pentru luna decembrie o factură uriașă la energie electrică pe care a consumat-o. 4,1 milioane de lei este suma pe care Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică o are de achitat. De 3 ori mai mult decât în aceeași lună a lui 2020. Cum prețul la păcura folosită pentru producerea agentului termic este acum dublu față de anul trecut, iar datoriile consumatorilor la căldură cresc, furnizorul de agent termic este într-o situație dificilă. 21 decembrie 2021. Ne uităm că este 2.119 lei megavatul și am avut o factură zilnică de 137.096. Sunt sumele pe care le plătește zilnic pentru energia cumpărată de pe piața liberă furnizorul de agent termic și care, în total, în decembrie, au însumat 4,1 milioane de lei. Cum și prețul la păcură s-a dublat, reprezentanții SPAET recunosc faptul că sunt într-o situație dificilă. Noi cumpărăm energie direct de pe piața de energie, facem plată zilnică, la sfârșitul lunii vine regularizarea certificatelor verzi și toate costurile aferente producerii energiei. Foarte greu ne descurcăm pentru că și încasările sunt mici. Noi am făcut nenumărate solicitări către populație să conștientizeze necesitatea plății facturilor de energie către furnizor. Așteptăm să vedem dacă în zilele următoare se va mări, pentru că noi cumpărăm pentru a produce energia termică păcură. Vești proaste vin și dinspre populația orașului, care reușește tot mai greu să achite facturile la căldură. Sunt locatari care pot ajunge în situația de a rămâne fără case din această cauză. Administratorii mărturisesc că oamenii pun neplata facturilor pe lipsa banilor. Au și probleme legate de locul de muncă, teama. De exemplu, la japonez, cum zic ei, deja sunt trimiși în șomaj cu 75% și le e frică să-și consume rezerva care o au pe regie, pentru că nu se știe dacă mai au locuri de muncă. O situație e grea. Acum era normal ca să crească datoriile după toată criza care a fost, de la 200 și care era înainte, s-a mai făcut atât aproape cât mai este acolo, aproape 1 miliard sau cât vin bani vechi. În condițiile în care prețul la tona de păcură a crescut de la 1800 la 3600 de lei, reprezentanții primăriei mai cer un sprijin de la guvern pentru ca Severinul să traverseze această iarnă și să nu rămână în frig când mai sunt 2 luni de sezon rece. În același timp, cer ca populația să facă eforturi să achite facturile. Chiar dacă am primit de la guvern niște bani și le mulțumesc și pe această cale, a fost un gest extraordinar din partea guvernului, tot nu reușim să terminăm acest sezon în picioare și din cauza, într-adevăr, a scumpirii tuturor componentelor pentru asigurarea agentului termic. Energia electrică a crescut de la 1.300.000, vă dau exemplu, în decembrie la 4.100.000. Păcura e combustibilul pe care îl folosim noi la producerea agentului termic, a crescut și el foarte mult, aproape dublu față de vară. Toate aceste plus pierderile pe care le avem pe rețea, pierderi care trebuie să le acoperim noi, primăria și nu cetățeanul, am ajuns la punctul în care intrăm iarăși în blocaj. Cum 75% din oraș este racordat la rețeaua de termoficare, acest fapt înseamnă că cel puțin 25.000 de locuințe ar rămâne fără căldură dacă furnizarea agentului termic s-ar opri.